După instalarea crizei economice de la începutul anului 2009, pe piața imobiliară au apărut două tendințe majore: scăderea rapidă a prețurilor, apoi blocarea vânzărilor. Motivele blocajului țin de neîncrederea și așteptarea cumpărătorilor, apoi de politica bancară restrictivă, care au făcut ca numărul tranzacțiilor imobiliare să se diminueze drastic. Piața giurgiuveană, una relativ mică, cu ofertă mare și cerere restrânsă, s-a blocat definitiv, iar agențiile imobiliare și-au restrâns vânzările. Asta în condițiile în care, dacă în 2008 în Giurgiu erau cel puțin 11 agenții imobiliare active, din acestea au rămas astăzi doar 2 sau 3. Cererea pe piața imobiliară în momentul acesta în Giurgiu este foarte scăzută datorită situației economice care este în țară. Oferta este foarte, foarte mare. Deci, din 20 de ani de experiență pe care o am, anul acesta a fost oferta cea mai mare pe piață, mai ales la imobilele de tip case, pe pământ, terenuri, foarte, foarte mare. În momentul de față am înscrise peste 140 de imobile case în Giurgiu. La ora actuală, deși oferta este mare, vânzările tind spre zero, iar prețurile s-au prăbușit în mod dramatic la peste 50%. Apartamentele de pe șoseaua București, cele mai bine vândute în anii de vârf 2007 și 2008, au scăzut de la 55-65 de mii de euro la sub 30-35 de mii de euro, ca preț afișat. În realitate, nimeni nu cumpără nici cu 25 de mii. În centru, apartamentele mai vechi, cu două camere, dar mai bine situate zonal, au aceeași soartă. Prețuri înjumătățite, în prezent la 30 de mii de euro, dar prețul este mare și nu se vând. Dacă apartamentele cu trei camere nu au avut niciodată un preț proporțional cu suprafața și doar cu 10-15 mii de euro mai mult decât cele cu două camere, astăzi șansa lor de a fi vândute a devenit minimă. Există ceva semne că piața imobiliară se va debloca. Sper că în 2014 să cererea să fie mult mai mare decât anul acesta. Poate și situația economică va fi alta, cine știe. Ce sfătuiesc pe clienții mei? Pe clienții mei sfătuiesc să cumpere în momentul de față, pentru că piața imobiliară este foarte... Deci la cota cea mai de jos în momentul de față, și sfătuiesc să cumpere, dacă au posibilitatea, să cumpere în momentul acesta. Tendința actuală ține de abordarea imobilelor sub 20-25 de mii de euro. Pentru ca a obține un împrumut bancar mai mare de 25 de mii de euro, este astăzi o mare excepție.